Aklına şey kusura bakmayın. Dar înainte de atac, se pare că vom avea un ritual. Cel care a venit să dea de știre dacilor că romanii l-au capturat doi oameni, va trece printr-un ritual de inițiere, astfel încât să fie acceptat în armata dacilor. Nu orice dac, nu orice bărbat dac ajungea să lupte. Erau și cei care își vedeau doar de agricultură sau de comerț. Și ca să fii luptător trebuia să știi foarte bine să te bați. I love this. Cred că inițiatul nostru a rămas cu popa undeva în spate. Da, vedem comandantul Dac și alți nobili și alți luptători de seamă din trupa lui. Stau și povestesc. Da, a fost propus unul dintre tinerii daci. Se explică comandantului că tatăl a fost un mare războinic și că și fiul poate să devină la fel. Unii dintre nobili nu sunt de acord. Ei spun că una e să fii vânător bun, altceva e să te bați cu romanii. Să vedem care va fi, prin ce ritual va trece băiatul ăsta ca să fie acceptat sau nu în armata dacilor. Dă-mă un pic, mai zi o dată. Că tatăl său a murit la tape și el, ca tânăr vânător, a venit să se alăture cetei de războinici ca să fie mai puternici împotriva romanilor. Și pentru aceasta și-a făurit arme care le rămânea să fie verificate de către puternicul